Crăciunul sau Nașterea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine, mai este numită și Sărbătoarea Familiei. În mod firesc, toți membrii familiei se reunesc cu această ocazie în jurul mesei, își fac daruri și se bucură de clipele petrecute alături de cei dragi. Crăciunul este o sărbătoare a sărbătorilor ce adună pe toți în sânul propriei familii, de aceea sărbătoarea Crăciunului este cunoscută drept Sărbătoarea Familiei. În satele sălăjene, Crăciunul este o sărbătoare principală anuală, după cum afirmă etnologul sălăjan Camelia Burghele. Sărbătoarea aceasta a Crăciunului este integrată într-un segment temporal mult mai amplu, pe care noi îl denumim astăzi sărbătorile de iarnă, dar care altădată erau înțelese și acceptate și asumate ca o perioadă de final de an care oarecum încununa, sintetiza, era un soi de rezumat al întregului an și care trebuia să fie trăită plenar pentru ca omul să poată depăși finalul de an și să intre într-un alt an și nu oricum să intre într-un nou an, ci să intre în mod special vesel. Vesel, de aceea sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare plină de bucurii, plină de veselie, care pregătește așadar omul să treacă pragul dintre ani și să intre în noul an încărcat cu aceste, eu știu, semne pline de optimism. În memoria satelor sălăjene, Crăciunul ocupă un loc special, privilegiat. Este cea mai veche sărbătoare a omenirii, care semnifică nașterea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai credincioși, mai îngăduitori și responsabili, mai toleranți și răbdători. Masa de Crăciun era una aparte, care adună la oaltă toți membrii familiei. Prima zi de Crăciun era obligatorie participarea la slujba de la biserică. Toată lumea merge la liturghia de la biserică. V-am spus, oamenii mergeau deja primeniți. Primeniți și sufletește, primeniți și trupește, primeniți din toate punctele de vedere și se împărtășau cu acea bucurie pe care Crăciunul o aducea în sufletele fiecăruia. De obicei, în prima zi de Crăciun, se stătea acasă, tocmai pentru că atmosfera era una atât de încărcată în religiozitate, încât oamenii se colindau în ziua de Crăciun doar între ei, mergeau doar pe la neamuri, așa cum am spus, veneau finii la naș, veneau copiii la părinți și totul se petrecea într-o atmosferă frumoasă de familie. În ajunul Crăciunului, copiii din satele sălăjene merg cu colindul și cu steaua pentru a vesti nașterea lui Iisus. Copiii merg la colindat, la casele frumos împodobite, fie răsplătiți de gazde cu fructe, covrigi, dulciuri și bani.